Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față aș vrea să testez, cred că cel mai ieftin amplificator de putere mică în clasă D. Fiind vorba despre PAM8403, este extrem de mic, cam cât o monedă. Eu pe toate 10 am dat aproximativ 2,5 euro, însă în mod normal prețul este 5 euro cu tot cu transport, dar pentru că am primit o reducere din partea eBay, am zis ca să cumpăr astfel de kituri, să le am pe acolo. Așa că sunt curios dacă acea putere din datasheet de aproximativ 3W, cu o distorsiune de 10%, interesant, pe sarcină de 4 ohmi și alimentând acest PCB la 5V, respectă acea putere. Să dăm la o parte pe celelalte. Este așa de mic că am avut unele dificultăți în a filma acest kit. Eu bineînțeles că o să pun niște pini, ceva gen, aici, pe partea de alimentare și pe ieșire, prima ieșire și a doua în partea asta la alta, dacă reușesc. Să lipesc doar un pin, singur pin la fiecare, ca să pot să și așez. Bun, am lipit acest cablu ecranat pe partea de intrare audio, cele două cabluri pentru alimentarea de 5V și o singură ieșire, deoarece vom testa doar una singură. Am pornit deja sursa de laborator, punem acest crocodil, minusul, plus, ar trebui să audă un păcănit. Nu, e bine. Ups, aici e firul cald și el funcționează. Să montăm jack-ul. Zgomot de fond e inexistent. Voi porni puțină muzica. Și văd că este în regulă. Fără egalizator. Am atașat pe post de sarcină două rezistoare în serie, de câte doi în fiecare, deoarece doresc să testez puterea pe o impedanță de 4 ohmi. Pentru că amplificatoarele în clasă D au acea frecvență de comutare, în cazul acesta conform datasheet de 260 de kHz, o să vedeți imediat. Un moment, e normal să vadă așa pentru că e o frecvență destul de mare. Da, sunt niște impulsuri la o frecvență de 224 de kHz. Mă rog, conform datasheet, undeva pe la 260, da, 224, e în regulă. Așa că am fost nevoit, să revin la subiect, să punem un filtru, un low pass filter, adică un filtru trece jos, pentru a nu lăsa să treacă frecvențele, în cazul nostru, peste 25 de kHz. Am luat un rezistor și un condensator, ce am avut la îndemână, rapid, la ieșirea din... după filtru,
nu mai avem acea frecvență. Mă rog, nu mai există, e ok, în regulă. Mai sunt câteva chestii, dar e în regulă, nu afectează la măsurare. Asta e, în cazul amplificatorului în clasă D, e un pic mai anevoios măsurarea lor. Dar să vă și arăt un pic, am alimentat montajul la 5V. Vă arăt, cu aproximație, da, 5V. Le să mărim la frecvența de 1 kHz. Pentru că, în mod normal, puterea se măsoară la 1 kHz. Baza de timp și să mărim până avem clipping-ul respectiv. Ok. Deja avem clipping. Da, pe undeva pe la 1,3, să spunem 8V, vâr la vârf. Deci, din măsurările s-a observat că ne-a dat tensiune vâr la vârf aproximativ 8V. Da. De aici trebuie să calculăm tensiunea RMS. Aceasta se află înmulțind tensiunea vâr la vârf cu 0,3535 și ne-a dat 2,82V. Și folosind această tensiune RMS, putem calcula foarte ușor puterea. P egal cu 2,82 la a doua împărțit la 4, impedanța sarcinii noastre sau difuzorului nostru. De unde mai departe ne dă 7,95 împărțit la 4, unde ne dă o putere de 2W. Deci la impedanța de 4 ohmi avem o putere de 2W RMS, putere reală. De data aceasta vom măsura la o impedanță de 8 ohmi. Am pus 4 rezistoare de câte 2 ohmi fiecare. Am pornit generatorul de semnal de pe PC. A intrat în clipping, trebuie să dăm înapoi 9V. Din măsurătoarea noastră cu osciloscopul, ne-a dat tensiunea de 9V vâr la vârf. Calculăm, bineînțeles, tensiunea RMS și ne-a dat aproximativ 3,2V. Și de aici putem calcula foarte ușor puterea, 3,2 la a doua împărțit la 8 impedanța noastră. Și mai departe este egal cu 10,2 împărțit la 8, de unde ne reiese o putere de 1,3W cu aproximație. Deci cam aceasta ar fi puterea în W RMS pe o impedanță de 8 ohmi. Deci puterea de 2W fără să intre în clipping cu impedanță de 4 ohmi, iar cu impedanță de 8 ohmi 1,3W. Și acum, mai spre final, aș vrea să vedem și răspunsul în frecvență. Pentru a face acest test, am folosit un alt program, un soft, pe PC, deoarece înainte foloseam un site care genera acest semnal sinusoidal și se pare că nu era chiar în regulă, pentru că atenua frecvențele de peste 18 kHz și atenua și sub 20 de Hz. Însă programul ăsta nu mai are acest inconvenient. Să micșorăm frecvența la 20, și aici este liniar, credeți-mă că este în regulă, am măsurat eu. Deci pe noi ne interesează de la frecvența de 20 Hz. Deci avem tensiune vâr la vâr de 7,2 și acum vom continua să mărim frecvența pentru a vedea dacă se modifică acea valoare. Dacă va scădea, asta înseamnă că atenuează. Să mărim frecvența. 7, crescuse un pic, dar e în regulă. Nu a crescut mult, e bine. 7,2. Acum a scăzut. Și aici atenuează. Deci 11, aici scade. De 13, 17. Până 20. Și ne-a atenuat către 5,7V vâr la vârf. Deci cam asta ar fi liniaritatea acestui amplificator în clasă D. Ar mai fi ceva ce vreau să fac, acum la sfârșit, este să simulez un scurt pe ieșire, deoarece conform foii de catalog, datasheet, a trebuit să avem acea protecție la scurt circuit pe ieșire. Deci, scurt pe ieșire, își revin. Scurt. Pe ieșire, își revine. Deci avem protecție la scurt circuit. Cam aici se termină acest clip.
Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!